China inaugură cel mai rapid tren din lume capabil să atingă viteza de 600 de km pe oră. Trenul maglev levitează deasupra căii ferate fără a exista contact între caroserie și șine. Prin comparație, în România încă avem trenuri care nu depășesc 60 de km pe oră. Tehnologia dezvoltată în China de 20 de ani va face ca o distanță de peste 1000 de kilometri între Beijing și Shanghai să fie parcursă în 2 ore și jumătate. Comparativ, aceeași călătorie făcută cu avionul durează 3 ore.